În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a căilor ferate din Moldova bate pasul pe loc. Întreprinderea nu reușește nici să selecteze furnizorul de locomotive noi și nici nu e în stare să valorifice un credit de circa 100 milioane de euro, scrie Moldstreet.com. Mai mult, un control efectuat de curtea de conturi la calea ferată a scos la iveală faptul că întreprinderea a plătit deja comisioane de circa 560.000 de euro pentru că a tergiversat valorificarea împrumutului acordat de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, iar cauza principală este faptul că s-au anulat mai multe licitații în acest sens. Aproape un an în urmă, directorul care a anunța că cinci companii din America, Kazakhstan, China, Spania și Rusia au prezentat ofertele. Totuși a trecut aproape un an, dar câștigătorul așa și nu a fost anunțat. Acum cei de la căile ferate au anunțat despre faptul că a fost organizată o nouă licitație de achiziție a locomotivelor și că la ea s-au înscris de această dată doar două companii. Potrivit unor surse din cadrul calea ferată, aceste modificări se datorează faptului că cerințele impuse inițial de Berd erau foarte dure din punct de vedere ecologic. Cu toate acestea date sigure că o să avem sau nu trenuri, nu toți se tem să ofere. Între, între timp, în anii 2015-2016, întreprinderea a înregistrat pierderi considerabile de 105,2 milioane de lei, iar numărul de pasageri transportați a scăzut de la 3,8 milioane în 2014 la 1,8 milioane în 2017.